Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem etalarea pentru perioada 18-31 octombrie 2021, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Tind să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, chiar și Lilith, în Rac. Haideți să vedem prima oară o carte din oracol pentru cei din Zodia Rac. 18-31 octombrie. Ok. Se pare că voi sunteți plini de viață în această perioadă. Sunteți plini de speranță, plini de viață, parcă ați renăscut. Mulți dintre voi aveți summer, ok? Aveți... probabil ascendent, descendent sau inversul în zodii de în zodia leu, din câte văd. Vorbim de august. Parcă ați înflorit, pur și simplu. Sunteți plini de viață în urma a ceva ce ați primit, o veste sau se va întâmpla asta, o veste, o bucurie, o vindecare mentală, sufletească. Haideți să vedem și din tarot. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Rac în perioada 18-31 octombrie 2021 Rac. Exact, ați învins tot ce era toxic. Ați învins persoane rele care v-au făcut rău, persoane care au încercat să vă tragă în jos, cineva din pești împreună cu regina de săbii, gemeni balanță vărsător. Ați învins o lăcomie după bani a unor persoane, după putere, care au vrut să vă facă rău pe partea financiară. Ați învins prin faptul că ați intrat în puterea voastră și ați luat-o de la zero fără să vă mai uitați înapoi către persoanele astea. Foarte bine. Până acum e foarte bine. Aveți o claritate foarte mare în tot ce ține de trecut. Aveți o claritate, am spus că aveți și leu aici. Aveți o claritate foarte mare în tot ceea ce ține de ceea ce puteți voi să faceți și puterea voastră interioară. Aveți o claritate că trebuie foarte mult de acum încolo să puneți bariere și să vă protejați împotriva celor care nu au nimic de oferit, doar vin să vă facă rău. Veți avea o claritate în legătură cu un rege de cupe Rac pe Scorpion care vine către voi cu o dorință de o relație stabilă, însă aveți o claritate că vreți să respingeți persoana asta și că nu o mai doriți pentru că voi știți în sinea voastră și intuiția voastră că persoana asta, bineînțeles, în trecut a fost o persoană materialistă, dar că persoana asta există probabilitatea să vină cu un plan malefic sau pur și simplu v-ați vindecat, ați mers mai departe și nu mai vedeți rostul să vă împăcați cu persoana asta. Vă protejați resursele. O secundă. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac. Exact. Vă protejați de decepții, vă protejați de persoane neserioase sau persoana asta neserioasă. Voi aveți o fântână de belșug și prosperitate care vine către voi și a venit deja. Iar planul ăsta pe care îl are persoana asta nu vă interesează. Aveți o claritate, s-ar putea să întâlniți chiar o persoană nouă, ok? Aveți o claritate de o trădare care a avut loc. Poate asta s-a întâmplat de mult. Persoana asta este obsedată de voi, zodia asta de apă. Vă urmărește constant, este obsedată și a pierdut o căsnicie sau o relație pentru care v-a lăsat. Ok? Aici este o... Imediat vă spun.
o victorie în urma unei trădări și în urma unui final. Acum voi știți ce vreți de la viață. Persoana asta nu are decât să vă urmărească că este blocată de voi. Este într-un conflict permanent. Persoana asta nici nu știe ce să mai creadă, ce să mai gândească. Este o persoană zăpăcită, este o persoană debusolată, o persoană furioasă pe el sau pe ea. Dar este în continuare, dacă este un bărbat gelos, pe puterea voastră financiară și iată cum vine către voi sufletul vostru, perechea, cumpăratul și justiția. Este ceea ce voi meritați din partea Universului pentru ce efort ați depus ca să vă schimbați și să reușiți să înțelegeți că trebuie să vă protejați resursele pe voi și tot ce aveți. Să nu mai băgați pe oricine în casă, să nu mai vorbiți cu oricine, să nu mai dați detalii despre voi oricui, să nu mai fiți ca o carte deschisă în fața oricui, să nu mai dați din resursele voastre altora doar pentru binele lor, ca voi să rămâneți fără nimic, iar persoanele astea când v-a fost greu să vă lase la greu, ok? Aici este un Taur Fecioară Capricorn care voi ați vrut să fiți și v-ați dorit o persoană nouă, dar persoana asta a fost nehotărâtă și atunci voi nehotărârea asta a spus pa, la revedere, merg mai departe, exact, iar persoana asta vrea să se reîntoarcă la voi. Dar voi puneți punct acestui 3 de cupe, nu vreți să mai aveți de-a face cu persoane vicioase, persoane malefice, persoane care au interese ascunse. Vine foarte multă comunicare către voi, vine chiar și din partea acestui Taur Fecioară Capricorn, vine din partea unui vărsător bărbat, vine din partea cuiva din pești, ok? Care este un 6 de cupe și vrea să aibă o victorie și concurează cu ceilalți doi bărbați. Sunt 3 bărbați aici. Dar voi cred că alegeți să fiți cu și veți fi cu un bărbat din Taur. Ori este un bărbat nou, ori este chiar acest individ care vrea să fie cu voi și s-a hotărât. Exact, vrea un nou început cu voi. Persoana asta din trecut din pești nu mai vreți. Clar, nu, nu, nu. Voi din toate opțiunile astea alegeți pe cineva pe care, cu care vă doriți să fiți. Aici o stabilitate pe care voi v-ați format-o. Și atunci, pentru cât ați muncit voi să ajungeți aici, poate mulți dintre voi v-ați mutat într-o casă nouă, ați reușit să vă stabilizați, ați plecat de undeva unde erați decepționați când v-a lăsat persoana asta într-o mocirlă, nu mocirlă, în sensul că, din punct de vedere financiar, de lacrimi, de supărare, poate nu vă simțeați bine. Și acum persoana asta vine ca o floricică, așa că vrea să se împace cu voi după ce trădare v-a făcut. Nu se poate, trecutul, clar nu. Nu-l mai vreți de niciun fel. Dar este persoana asta nouă care vă regretă și vrea să fie cu voi. Și cu care vă doriți să fiți. Alegerea stă în mânuțele voastre. Da, aici aveți și leu de două ori, spun. Mulți dintre voi chiar aveți de-a face cu un leu. Dar decizia vă aparține. Pentru că acum sunteți împărătese și aveți grijă foarte mare de ceea ce ați construit. Pentru că sunt foarte multe persoane răuvoitoare care vor să intre în sanctuarul vostru și să obțină informații, să vă facă rău cu propriile vorbe. Ok? Trebuie să aveți foarte mare grijă. Eu văd că ați învățat să aveți grijă în privința asta, să nu mai repetați greșeli din trecut. Mai vreau să vă dau energie aici pentru cei din Zodia Rac. 18-31 octombrie, evenimente importante Rac. Comunicare, foarte multă comunicare. Contracte încheiate. Muncă multă pentru ceea ce obțineți. Vindecare. Reușită. Vă simțiți bine, frumusețe interioară, exterioară. Un nou început. Clarificarea cărților pentru cei din Zodia Rac.
comunicare justă, de adevăr. S-ar putea să vină chiar din partea unei persoane care a oscilat între voi și o fecioară, am văzut mai devreme, sau Taur, fecioară Capricorn, ori chiar femeia asta vine să vorbească cu voi. Aici cu 10 de monede și 4 de săbii, vorbește despre faptul, ia-o ușor pe partea de muncă, că deja totul este stabil la tine. Ori vine ceva extraordinar de mare de succes la voi, cum am spus și aici vestea, care vă va asigura atât de mult, încât o perioadă puteți să stați fără să lucrați. Aici este cineva care a divorțat, cum am spus, și vrea să fie cu voi. Cert este că pe cineva alegeți, dar alegerea vă aparține. Da, un nou început va avea loc. Foarte frumos. Vreau să văd care este noul vostru început. Vreau să dacă e cu acest 10 de monede. Cu cine o să aveți un nou început stabil, serios, de dragoste, cei din Zodia Rac? Cu cine? Cine este persoana asta? Împăratul. Cine e împăratul? Un nou început. Ceva care o să vină bum, peste noapte, fulgerător. Cine e împăratul ăsta? Vreau să văd. Cine e împăratul? E persoana asta din pești. Dacă destinul este să vă împăcați cu persoana asta, o să vă împăcați cu persoana asta dacă vine schimbată. Poate că celelalte persoane sunt cele care au încercat să vă despartă de persoana asta, persoane dușmănoase. Oricum, alegerea vă aparține. Grijă mare ce alegere faceți. Atât am avut și pentru cei din Zodia Rac. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.